Salutare lume, se pare că facecam-ul îmi dă troll din prima. Ok, hai să vedem. Merge? Merge. Ce mai faceți, oameni buni? Eu sunt Magic Weapon și astăzi vin cu un nou episod din The Sky Titans. N-am mai făcut nimic din episodul trecut. Am încercat să fac o farsă și am făcut-o. Doar că OBS-ul a zis să-mi dea troll și a zis hai să nu-i filmăm lui Vovo episodul că n-are oricum nevoie de episoade. Așa că va trebui acum să filmez din nou un episod singur pentru că nu mai am cu cine. În momentul în care am realizat că n-am filmat episodul acela, adică a fost prea târziu. Și acum ce vreau eu să fac, vreau să-mi mulțesc văcuțele, să termin odată cu ferma aia, să nu mă mai doară de mâncare. Și acum o să o mulțesc la maxim că, na, deja e aproape plină ferma. Am bone meal-uri o grămadă, am fost până la spawn-ul lui Feverilă și am făcut rost de niște oase. Bine, le aveam acolo, erau ale mele, așa că, na, am mers și le-am luat. Se aude destul de tare sonorul, dar n-am ce-i face și așa e volumul la 2%. Na, mă rog. Și vreau să iau wheat foarte mult ca să reușesc să-mi înmulțesc văcuțele complet. Chiar acolo sunt. Au, oh, shit, am stricat aici. Mare păcat, chiar nu am din asta hău ca să refac farmul. Da, păcat. Ok, mergem și dăm cu bone meal. Pam 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 pam. S-a terminat bone meal-ul. Luăm așa cam un stack, cred că e de ajuns pentru prima rundă. Adică umplu acum farmul ăsta odată, le mai las să mai crească și singure puțin, mai duc, mai multiplic vacile, mai multiplic uitul și o să termin cu farmul meu de văcuțe. Pac, 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 pac. A, da, și am o textură superbă, deci superbă, doar că acum plouă. Deci este excelentă, doar că nu vă pot da și vouă pentru că proprietarul texturii, adică am împrumutat niște chestii de la o anumită textură și proprietarul nu mă lasă să le dau share pentru că spune că e textura lui, e privată și abia am reușit eu să fac rost de ea și nu pot să o trimit, îmi pare rău pentru asta, chiar îmi pare rău, dar n-am ce să fac. Dar mie chiar mi-a plăcut și n-am putut să rezist să nu pot să nu-mi pun câteva chestii de la textură, cum ar fi inventarul ăsta superb cu Razer, că tot am eu căștile de la Razer, îmi place firma, mi se par niște lucruri de calitate. Costă puțin cam mult ce-i drept, dar sunt lucruri de calitate și merită. În privința căștilor mele, eu n-am dat banii pe căști în total, adică, cum să zic, n-am dat toți banii, am luat căștile astea de Black Friday mai ieftin, că doar nu eram nebun să le cumpăr așa la prețul lor real. Le-am luat cu 150 de lei mai ieftin și mă simt bine pentru că am luat niște căști super de calitate mult mai ieftin. Ok, să terminăm o dată cu farm-ul ăsta. Pac, 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 mamă, deja am pierdut un stack de wheat. Dar se merită, bă, se merită. Uai, de capul meu cât a farm-ul, huh. Băi, ești nebun. Când o să crească toate văcuțele astea, o să fie plin farm-ul. Asta e și ideea, de fapt. Cred că am cam terminat cu toate, în principiu. Hai, mai dăm aici, pac, 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 pac. Mai mulțiți-vă, mă. Hai că nu v-ați mulțit destul, mi se pare mie. Hai, toate, 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 frumos. Bravo! Uhu! Victorie! Bun, gata, acum vreau să ies de aici. Îl mai ajut și pe Eddie așa puțin. Le mai multiplic și pe văcuțele lui. Ma, deci sunt atât de multe vaci la ei de aici că dau pe afară.
Bun, hai că i-am mai eliberat și lui Farmu. A! Zombie retardat care ești. Ok, sabia mea e overpowered, deci are cele mai bune bonusuri existente. Bă, Poisonous Potato, poate e bună și chestia asta la ceva, poate poțiuni, nu știu. Sincer, nu mă pricep la poțiuni deloc. O să învăț și eu la un moment dat, dar deocamdată mi este cam lene să învăț. Deci, na. O să mai aștept puțin. Un bloc de coal chiar rezistă foarte mult. Deci, cu un bloc de coal poți să gătești cam două stacuri de cartofi. Cam atât am gătit eu acum. De fapt, toate astea, inclusiv ce se mai gătește aici, am gătit cu un singur bloc de coal. Ok, mai am din astea, 11 cărnuri din astea. Bun, hai că avem și cărți multe, o să putem merge la farm liniștiți când o să avem nevoie de farm, de level. Deși de level nu cred că mai avem nevoie prea curând pentru că avem armura cu unbreaking și ne ține foarte mult. Tot ce avem pe noi este de fapt cu unbreaking. Și nu cred eu că o să le folosim așa de mult fără să mai facem și noi level în rest. Am luat un stack de cactus de la Feverilă, desigur, cu acordul lui. Și... Da. Ok, ce am mai putea să mai facem episodul acesta? Să depozităm niște chestii. Aici sunt toate chestiile de le-am luat eu de la spawnul lui Feve. După mine îmi ajung. Nu cred că mai am ce să mai pun în chestul ăla. Săgeți sunt destule. Totul e bine, deci am de toate. Trebuie să mă apuc cu Eddie de o construcție. Sper că n-ați aflat și voi deja de construcția aia, dar eu și cu Eddie avem în cap un plan de o construcție. Vrem să facem ceva care să ne ajute pe toți titanii. Nu știu dacă este un proiect prea ambițios, dar sincer mie îmi place ideea. De fapt, eu am venit cu ideea aia și Eddie a zis: "Bine, mă, putem să facem asta." Și nu știu, ne-am pus așa de acord să începem proiectul, doar că trebuie să fim amândoi online pentru asta. Desigur. Sigur că trebuie să fim amândoi online. Mamă, și inventarul ăsta e așa de șmecher, wow. Ok, am dat niște wooden plank-uri pe jos. What? Am niște rail-uri dintr-un mineshaft și n-am ce face cu ele, de-aia le-am luat. M-am gândit eu că poate facem un sistem de rail-uri, de metro, așa, ca să spun. Un metro ar fi chiar foarte șmecher. Cu stații de genul, nu știu... cu stații de genul spawnerului Feverilă, spawnul de la, adică spawnul pur și simplu, casa lui Demsky. Și nu știu, am putea eventual să extindem rețeaua asta de metro până la casa fiecărui titan, doar că o să ia ceva, adică e mult de muncă. Și nu știu, am putea să facem prin Nether o rețea ceva. Acasă, i-am zis. Domnul Eragon vrea să-mi facă o moarte. După cum vedeți, eu sunt singurul titan care n-a murit deloc până acum. Bă, fraților, și mă simt mândru pentru treaba asta. Mă simt excelent. Farmul ăsta arată cam dubios așa, pătrățos. Da, na, n-am ce-i face. Cred că o să-l las așa. Să săpăm aici, să-i mai dăm forma de pătrat. Nu știu cum să zic, că aici ar trebui să arate cam la fel. Nu știu. Sau aș putea să pun așa, adică ceva de genul așa, gen să vizităm văcuțele lui Vovo, nu știu. Doar că mi-e prea lene să fac asta în episodul acesta. Bă, nu prea mai știu ce să mai fac. Casa, opa. Ce e aici? Topoganul e cam strâmb. Nu-mi place.
Și două vaci au scăpat cumva. Pare rău, vaco. Câte cărnuri îmi dă. Vedeți, prietenilor, ăsta fortune-ul. Looting 3 este de bază, deci e ceresc. Trebuie să repar aici topoganul ăsta. Nu știu dacă aici este nevoie de... Da, nu este nevoie. Și așa îl fac mai centrat. Ok, aici nu, gata. Cred că am reparat în principiu cam tot. Destroy a guest with fireball. I-am zis și eu GG, să se simtă bine. Ok, topoganul arată mai bine acum. Da, arată simetric perfect. Ok. Block of quartz, piele, băi fraților, băi, ce să mai fac, ce să mai fac, nu mai am ce să fac. Stau și nu prea mai am ce să fac pe serverul Titanii. Am făcut cam tot ce mi-am propus, o casă cât de cât bună și cu inițialele mele pe ea. Un farm, armură full incent, unelte full incent. Aș putea să mă ocup să fac un anvil, fraților, un anvil. Dar pentru asta îmi trebuie multe blocuri de emerald și eu, cum n-am găsit până acum niciun emerald, deci va fi foarte greu. Asta ar dura câteva episoade de minat dacă m-aș pune să caut emeralde. Nici măcar nu știu sigur unde se găsesc emeraldele. În orice caz, din nou am rămas fără idei și ce pot să spun, aștept sugestiile voastre în comentarii cu ce aș mai putea să fac. Credeți-mă că chiar dacă nu răspund la toate comentariile voastre, eu mă uit peste ele, le analizez și dacă îmi place ideea unui comentariu, fac ceea ce zice în acel comentariu. Pentru că un comentariu bun merită să fie îndeplinit, adică nu știu, asta e părerea mea. Mai luăm și noi niște lemn, că parcă am cam rămas fără, din câte știu eu. Așa, nu știu despre ce să mai vorbim. Bă, da, plouă, ploaia vieții nu ne lasă să vedem cerul frumos al meu. Deci, pe bune, că cerul ăsta este fascinant, e excelent. Dar nu știu dacă nu cumva l-ați văzut deja dintr-un videoclip de Survival Games. Nu știu dacă am arătat textura. Deci nu m-am putut abține. Mulțește-te ca să populezi serverul. Ard în flăcări pentru tine la o viață distantă de moarte. Știi prea bine că eu mor fără tine. What the fuck? Au început să sufere băieții. Știți și voi maneaua aia, ard în flăcări pentru tine, știi prea bine, nu știu ce. Căcat, mâzgă, manea de căcat. Părerea mea. Bă, ce dracu, mă. Așa. Trebuie să punem și noi un unbreaking 3 pe toporul ăsta, doar că, na, trebuie să facem altul. Așa că o să-l folosesc pe ăsta cu efficiency până se termină. Și o să mai fac eu altul cu unbreaking eventual pe urmă. Așa. Să luăm tot copăcelul acesta. Bun. Trebuie de asemenea să avem grijă să și replantăm toți copacii, pentru că nu vrem să avem un spațiu prea deschis, fără nimic, fără copaci. Aici e o pădure și vreau să rămână pădurea asta aici. Bun. Așa, plantăm și aici. Uităm cu un sapling, încă mai multe saplinguri, bine. Plantăm mai mulți copăcei. Uite aici mai multe, unul aici, unul aici, unul aici și unul aici. Nu știu, frate, deci pădurea asta era plină de copaci, deci absolut plină și nu știu. Cineva i-a tăiat pe toți și nu i-a mai plantat la loc. Și nu înțeleg de ce, dar mă rog. Opa, un stone brick trebuie să pun să fixez acolo. Noi bai, ne ocupăm noi. Off camera când mi-a venit cheful. Ploaia asta, mă.
Ce ne facem noi cu ploaia asta, mă? Ce aș mai putea să spun despre mine așa, ce am mai făcut? O duc destul de nașpa cu școala, ce pot să spun. Sunt clasa 11 și... este o materie de tot căcatul, la propriu, deci... Materia din clasa 11 este foarte urâtă, foarte, foarte urâtă. Nici nu vreți să aveți de-a face cu asta. Sunt funcții, grafice, chestii, desene din alea complicate de la matematică pe care probabil le-ați întâlnit în diverse seriale. Alea le facem noi acum în clasa 11, că de suntem Mateinfo, suntem Bosch, suntem în România, trebuie să știm ditai matematica. Trebuie să știm matematică ca să intrăm la NASA noi. Doar că nu ne primește nimeni. Știm matematică de NASA, îndeplinim condiții, dar suntem români și NASA nu ne primește. Nu știu de ce vorbesc eu despre asta în clipul meu de Minecraft, dar și nici de asemenea nici nu știu pe câți dintre voi vă interesează ce materie de căcat învăț eu. Da, asta e realitatea. O să ajungeți și voi a 11 într-o bună zi. Și o să vă amintiți de ce zicea Vovo că e cea mai de căcat clasă. Încă nu știu cum e a 12-a, deci țineți-vă bine. Nu știu cum e a 12-a. A 12-a cred că o să fie moarte pe pâine. Ok, plantăm astea frumos, frumos. Știu că aș putea să fac o fermă automată, dar cu ferma automată n-aș putea folosi bone meal-ul cum îl folosesc acum. Hopa! De ce se vede cerul așa? Hai mă, de ce? Stați așa. E un bug de la textură ceva, că aveam eu un cer mult prea șmecher. Ce naiba mă, vreau cerul meu mișto. Poate nu merge pe snapshot, poate merge doar pe oficiale. Logging in. Da mă, nu merge cerul, băi. E făcut exclusiv pentru 1.7, nu cred așa ceva. Ok, deci nu știu dacă s-a lansat Minecraft-ul Pro sau nu merge textura. Pot să mai încerc ceva. Textura aceasta este textura originală a acelui tip. De aici am luat eu cerul. Da, nici pe textura asta nu se vede, deci e clar că pe snapshot nu merge. Bă, frate, mă, și vreau să vă arăt și vouă celor cărora vă plac episoadele de... Titanii, vreau să vă arăt și vouă cerul. O să vi-l arăt, știți ce? O să vi-l arăt. O să intru pe 1.7 rapid, rapid, rapid. Și o să vă arăt cum arată cerul meu pe Minecraft 1.7. O să, și da, în caz că știți, fac tot posibilul ca să vă pot da textura. Închis puțin Minecraft-ul. Încă filmează OBS-ul și asta îmi place, că dacă închizi jocul încă poți filma. Intrăm pe profilul de 1.7. Ai, shit! Stai, am probleme cu contul, nu. Așa, mi-intră, ar trebui să-mi intre acum. Ok, suntem pe 1.7, frumos. Hai să intrăm pe cove așa puțin. Da, acolo nu știu dacă e noapte sau nu. Da, e zi. E zi. Ok, intru pe mapa mea de creativ. Uitați, uitați voi ce cer OP, bă, cu nebuloase, cu soare, nu știu ce, cu... Ia uitați, ia uitați. Oh my god, deci cerul ăsta arată genial și stați să vedeți partea amuzantă. Comete, fraților, comete, băi, deci cerul ăsta este incredibil. Nu știu cum să vă spun. Deci o să fac tot posibilul să pot să vă dau textura. Până una alta, ne vedem în următorul episod din Titanii, sper că nu v-am plictisit prea tare, nu prea am idei. Vă rog, lăsați comentarii cu ce aș mai putea eu să fac, vă rog mult. Ne vedem în următorul episod.